Klaus Iohannis a ajuns în Africa. Prima vizită a fost la Nairobi, unde a avut discuții cu președintele Keniei despre mediu, educație sau digitalizare. Iar din mediu nu au lipsit nici glumele dintre cei doi. 10 zile durează turneul președintelui în cele 4 țări de pe continentul african și este catalogat ca primul demers politico-diplomatic la acest nivel din ultimii 30 de ani. Good morning, Mr. President. Welcome to pleasure to be here. Thank you very much. Kenya a fost prima oprire pentru Klaus Iohannis în Africa, un partener strategic important pentru România, așa cum spune șeful statului. El a fost primit de altfel cu onoruri militare, numai că acordurile imnului național au fost greșite. Kenya este unul dintre prietenii tradiționale ai României în Africa de Est și un partener economic și sectorial din ce în ce mai relevant pentru noi. Vizita în Kenya se desfășoară într-un context foarte special. Recenta adoptare a primei strategii naționale pentru Africa, cu titlul România-Africa, parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare și educație. Klaus Iohannis a semnat mai multe documente bilaterale. Președintele Keniei, William Ruto, a făcut și o glumă despre lei împăiați din State House Nairobi. Președintele Keniei a fost invitat și în România. La conferință dezvoltat cooperarea în domenii cu rol crucial atât pentru România cât și pentru Kenya. Protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, protecție civilă, educație, digitalizare, energie verde. Deși este considerat cel mai important demers politico-diplomatic din ultimii 30 de ani, datele arată că între România și Kenya schimburile comerciale sunt infime. România a exportat bunuri în valoare de 16,4 milioane de euro în anul 2021, în principal cafea și ceai, iar importurile au fost de 5 milioane de euro. Schimburile comerciale cu celelalte țări vizate sunt și mai mici. Klaus Iohannis va sta 10 zile în Africa și va mai merge în Tanzania, Republica Capului Verde și Senegal. Costurile vizitei sunt însă secretizate, la fel ca celelalte din Japonia, Emiratele Arabe Unite sau America de Sud. Dar știm că șeful statului a ales tot un avion privat pentru a zbura către cele 4 destinații. Vizitele externe ale președintelui par a fi extrem de costisitoare. În primele 3 luni ale anului, administrația prezidențială cheltuise deja 45% din bugetul alocat deplasărilor externe pentru acest an, iar până la finalul lunii septembrie, cheltuielile s-au ridicat la 30 de milioane de lei, cu 3 milioane de lei mai mult față de cât primise. Asta a făcut ca la începutul lunii noiembrie, administrația prezidențială să mai primească de la guvern alte 7,5 milioane de lei din fondul de rezervă.